Polițiștii de frontieră au avut o activitate intensă în cursul anului trecut. Peste 1,4 milioane de persoane au fost verificate și aproximativ 500.000 de autovehicule. Cel mai mult le-au dat bătăi de cap contrabandiștii de țigări, chiar dacă nu au lipsit nici cei care au vrut să treacă ilegal frontiera cu arme. Există o persoană pe malul moldovenesc care primește firul de lansetă aruncat de pe malul românesc, leagă coletul și îl aduce pe malul românesc. De acolo, mai departe, cu diferite mijloace de transport, am avut și situații când cu mopede din acestea se transporta atât seara cât și dimineața și seara câte un colet și timp de o lună de zile am reușit să stabilim faptul că au fost trecute peste frontieră cam 4.000 de pachete de țigări. Asta e una. Mai sunt trecute cantități și cantități mari. Spre exemplu, am avut cazul din luna decembrie anul trecut, când de raza localității Trânceni au fost descoperite în curtea unui cetățean, în care deja venise un microbus pentru a transporta aceste țigări de contrabandă, cantitatea de 31.250 de pachete. Persoana respectivă, deoarece avea domiciliul chiar în apropierea râului Prut, facilita desfășurarea acestei activități foarte bine. Gospodăria lui era ce? Punct de tranzit? Da, punct de tranzit. Practic își punea domiciliul la dispoziție pentru desfășurarea actelor de contrabandă de către cetățeni din Republica Moldova. Primea pentru aceasta aproximativ 200 de euro, așa a declarat, deși noi considerăm că suma era mult mai mare. Nu merita riscul, nu? Nu ar fi meritat riscul, exact. Da? După care aceste țigări sunt duse în diverse locații de pe teritoriul României unde sunt comercializate. Așa se face că la nivelul județului Vaslui, în cursul anului trecut, polițiștii de frontieră au confiscat un număr de 155.478 de pachete de țigări provenind din contrabandă. Au fost efectuate 12 percheziții domiciliare la cei bănuiți că se ocupă cu contrabanda cu țigări. Au fost reținute și ulterior arestate 2 persoane. De asemenea, au fost trase pe dreapta 42 de autoturisme furate din statele Uniunii Europene, confiscate 28 de arme cu aer comprimat și 4.520 de pachete de țigări.